S-a lansat în spațiu public ideea asta, eu, Luța Vasilescu a făcut-o, de unificarea Craiovei. O vedeți posibilă? Nu. Îți spun sincer, nu. Mai ales acum, în momentul actual. Pentru că sunt doi patroni foarte orgolioși și, în primul rând, e publicul nostru, al Universității, Peluza Nor, care nu o să accepte niciodată. Și nu cred că e momentul să fie acea unire, să zic. Nici eu nu. Noi avem emblema, noi avem trecutul, noi avem istoria și cred că așa ar trebui continuat. M-a întrebat toată lumea, două echipe la Creva, da, dar două echipe are și Roma, trei echipe are Madrid, două echipe are Barcelona, acum una, din păcate. Clujul, două echipe. Da, și chiar aici, da, vorba ta, Clujul, două echipe. Bucureștiul, 200. Deci nu vedeți compatibil. Nu, în momentul actual nu. Nu, pentru că sunt doi patroni, ți-am spus, foarte, foarte orgolioși. Amândoi cred că pot să conducă clubul, pentru că financiar stau amândoi foarte, foarte bine. Deci nu cred că s-ar pune problema asta și nu cred că vor nici ei, cei doi patroni, nu cred că vor să se unească. Da, cred că vor să se unească. Și eu ți-am spus, ar trebui întrebați suporterii, că până la urmă noi am trăit din suporteri, datorită suporterilor.